cercetare oficială de deschidere a casei mari a statului dumneavoastră în raionul nostru. Mai sunt 5 muzee, dintre care 2 sunt amplasate în sedi speciale, ca Muzeul Ținutului Capul, Muzeul Slobozia Mare, însă mai sunt și muzee amplasate în școli, în satul Burlac, în satul Zârnești. Mai avem așa un exemplu, în satul Cupoara este deschis un muzeu în incinta Casei de Cultură. Ne bucurăm că acest muzeu astăzi, într-adevăr, se deschide în casa sau în centrul cultural, unde se poate aduna multă lume și aș propune chiar ca în acest muzeu să devină o tradiție ca să între tinerele generații sau, de ce nu, tinerii însurăței sau oaspeții care sunt plecați în alte țări, când îi apucă dorul de casă, de ce n-ar intra în muzeu, ar contribui cu câte ceva din exponate sau chiar cu mijloace financiare. Sunteți de laudă pentru că ați avut un grup de entuziaști în frunte cu administrația locală, în frunte cu domnul director al Casei de Cultură, Dumitru Cicanci, conducătorul artistic al formației dumneavoastră, după cum văd, formația dumneavoastră este împodobită, îmbrăcată în haine, în port național, tradițional și în exponatele prezente aici se vede mâna, lucru manual pe care au depus-o mulți din dumneavoastră, acei iubitori de tradiție, folclor, și le mulțumim tuturor care au contribuit, au adus aici exponate din vechime. După cum vedeți, aici este prezent statuile sau războiul de țesut. Sunt prezente lucruri mai vechi, dintre care nici nu știu cum se numesc, caier, cum se numește cel care e cu lână. Și dărac, da? Da. Cred că muzeul este o părticică din ceea ce avem noi mai sfânt. Un muzeu este o casă unde se află patrimoniul, zestrea cea mai sfântă pe care ne-au lăsat-o strămoșii noștri. Vă dorim să păstrați ce avem mai sfânt, să înmulțiți, să le povestiți tinerilor generații și, de ce nu, chiar un cerc din cadrul școlii, se poate organiza un cerc de împletit ca fiecare elev, poate la 1 septembrie, să intre pe la Casa Muzeu. Noi înțelegem că secția cultură nu poate contribui ca să fie aici un stăpân plătit, că e făcut tot din entuziasm. Vă mulțumim și la mai mult și la mai mare. Nu vă mai Stimați cetățeni prezenți la deschiderea muzeului de astăzi în satul Bucuria, primăria satului Bucuria, eu personal vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți activiști și din sufletul meu personal doresc activiști în sat să fie mai multe persoane. Le mulțumesc în deosebi directorului Casei de Cultură, domnul Raicu Cicanci, Dumitru Raicu Gheorghe, Dumitru Cicanci și noi care suntem alături ansamblului folcloric, primarului și în deosebi și celor activiști ai satului Bucurie. Eu, încă o dată, cu prilejul sărbătorilor de 27 august, Ziua Independenței, și 31 august, Limba Noastră, vă invit pe toți cetățenii, dacă astăzi suntem sau am fost în sală 20 de cetățeni, apoi eu vreau și doresc personal ca să fim, să asistăm la sărbătorile satului nostru,
aproape în jurul la 100-150 de persoane. La urmă eu tot și-o să spun părerea că așa sunt eu. Dacă la ajutorul material, și mă scuzați, sunt câte 80-90 de persoane, unde eu am undeva scris însemnat, adică alături repede, sunt alături, apoi eu vă rog frumos ca secretar al Consiliului, ca om, ca cetățean al satului care activez din anul 1976, cu toți împreună, doamna Tatiana, domnii de la Casa de Cultură, profesorii care sunt maestari, cetățenii care sunt, adică noi suntem pe o cale de înspărită la 50 de ani. Vă invit pe dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, cu nepoții dumneavoastră și să ne ajutați, că dacă nu știți dumneavoastră alături de noi, apoi două, trei persoane în sat nu poate să rezolve problemele satului. Și la invit și mamele, iarăși eu spun, cu copii la care s-a stăruit primarul, cu doamna Țurcan Mariana, unde se joacă copiii dumneavoastră și a fost atât un loc de frumos, adică cum e locul nostru frumos, adică care a organizat, și la fie și locul de dumneavoastră frumoasă, unde se joacă copiii, unde trecem noi, ca să luăm parte umăr la umăr. Și la veselie, și la serviciu, în activitatea obștească a satului Bucurie, adică curățenia, organizarea și așa mai departe. Eu îmi cer scuze că prea mult am vorbit, dar asta era durerea sufletului meu ca să spun în public. Și vă rog să le transmiteți și tuturor. La ziua Independenței și 31, vă invit la 100-120 de persoane să fiți alături de noi toți. Organizatori suntem toți. Mulțumim.